vremea rea nu dă înapoi. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare care a intrat în vigoare în această dimineață și este valabilă până miercuri la ora 10. În acest interval se vor semnala precipitații moderate cantitativ, mai ales sub formă de ploaie, mixte la munte și predominant ninsori în Moldova. Pe arii restrânse se va semnala polei, la început în Oltenia, apoi și în celelalte regiuni ale țării. Temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și în zonele montane, cu viteze mai mari în sudul Banatului, unde lara. Fală se vor depăși 70-75 de km la oră.